Ce dracu, domnule, pe cuvântul meu că facem naționala jurnaliștilor și cu noi o să aveți presiune când jucați? Nu, acum... O să vedeți că... O să vorbim peste 5-6 etape după meciul cu, știu, cu CFR și o să vedeți Dinamo pregătit pentru meciul cu CFR, un alt Dinamo și un Dinamo care ne-a obișnuit pe toți. Știu, dar nu spuneți de presiune, vă rog, la meciul cu Farul Constanța. Acum, sincer, ce naiba? Că dacă aveți presiune cu Farul... S-a apărat 10, ați văzut cum au stat? Au stat în 20 de metri, au stat 10. Toate echipele mici așa se apără. 10! Păi ce să faceți? Asta e fotbalul și cu Steaua și cu CFR-ul. Păi Buzău nu s-a pus pe 3 rânduri cu CFR-ul? Și a venit frumos, strică execuția de geniu, s-a terminat meciul. Și la noi s-a dus de două ori în bară. Asta e diferența. E, nu-i numai asta. Lăsați că nu-i numai asta, că strică atunci când pierdea mingea, venea pitbull ăla de Tony și așa, la Dinamo nu-i niciun pitbull. Aici e diferența. Asta am spus, când lipsește Mărgăritescu. Până la bară. Dar de ce nu mai aveți pitbull? Acum am cățeluși. Trebuia să... M-a surprins, vă spun sincer, chiar dacă n-a jucat Mărgăritescu la Mioveni, am avut atitudine acolo și au dorit... Și ce v-a surprins? M-a surprins atitudinea lor astăzi, care nu s-a jucat ca pe Dinamo, să ia din careul lor, din secunda 30, să facă pressing, să meargă peste ei. Să urce pe gard. Da. Dar hai să vorbim cu un dulău, cu domnul Andone. E dulău, domnul Andone? E dulău cu experiență. Bună seara, domnul Andone. Bună seara, domnul Ivanovici. Bună seara, domnul Vocea. V-ați uitat până acum la emisiune sau nu? La emisiune nu am văzut meciul. Am înțeles. Deci pot să comentez de meci, nu? Da. Sunteți fericit? Eu nu pot să fiu fericit. Eu sunt fericit când câștig titlul. Dacă mă ajută Dinamo, Steaua, Rapid... Da, sunt fericit. Nu, încă nu sunt campion. Când o să ajung campion să fiu, atunci o să fiu fericit. Am văzut la domnul Borcea, că el era înaintea mea campion la Dinamo, am văzut de la el. Dom'le, matematic când sunt, atunci voi fi ca, mă voi bucura. Nu mă bucur de răul nimeni, sincer vă spun. Dar sincer, vă așteptați Timișoara să bată la Rapid? Niciodată. Puteam să-mi pun averea și casa. Sincer vă spun. Cu toate că Timișoara e o echipă foarte bună. Domnul Iancu e un tip extraordinar de caracter. Nu mă așteptam. Sincer vă spun. Ne critică pe noi.